Cea mai mare agitație a fost la primele ore ale dimineții. Oamenii au ieșit la dezăpezit echipați corespunzător. Am fost la 7, am dat de aici, din față, și acum am zis să dau și de pe lângă mașină. Am mai dezăpezit o porțiune acolo, sunt de vreo oră și ceva. Și uitați, noi doi suntem în bloc. Și circulația mijloacelor de transport în comun a fost dată peste cap. Brașovenii au așteptat minute bune în stații. Uite, să ajung până la spital în tractorul și uitați, stau de vreo jumătate de oră. De o oră stau în stație la 31, pe Valea Cetății. Și n-a venit. Cel mai greu acum. N-a fost toată iarna așa, față de acum. În municipiul Brașov s-a intervenit încă de azi noapte cu 35 de utilaje de dezăpezire. Atât timp cât ninge, se intervine pe străzile principale, străzile pe care circulă mijloacele de transport în comun, și după aceea se intervine și în interiorul cartierelor. Din păcate, ninge de azi noapte, străzile principale reușim să le menținem într-o stare de circulație, dar în condiții de iarnă. În condiții de iarnă s-a circulat în tot județul. Pe drumurile județene se circulă în condiții de iarnă, însă se circulă, după cum bine se poate vedea, ne aflăm pe drumul județean care face legătura între municipiul Brașov și localitatea Târlungeni, iar aici, pe carosabil, stratul de zăpadă frământată măsoară între 5 și 10 cm. Ninsoarea abundentă a fost un prilej de bucurie pentru cei care practică sporturile de iarnă. În Poiana Brașov, stratul de zăpadă nou depus a depășit 30 de centimetri.